În etapa 11 a ligii întâi de fotbal, CSMS Iași va primi mâine vizita formației Viitorul Constanța. După o serie de 5 meciuri fără victorie în campionat, trupa lui Nicolo Napoli are drept obiectiv obținerea celor 3 puncte în jocul contra echipei lui Hagi. Înaintea confruntării, moldovenii se situează pe locul 10 în clasament cu 11 puncte, în timp ce oaspeții ocupă poziția a doua cu 19 puncte. Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în februarie la Chiajna și s-a încheiat cu victoria grupării din Copo scor 3-0. Duelul de mâine dintre CSMS și FC Viitorul se va derula pe stadionul Emil Alexandrescu cu începere de la ora 18:30.